Bună seara! Sunt foarte fericit că sunt aici. Știu că așa e obiceiul să-ți spui, pentru că așa e politicos, dar eu chiar sunt destul de fericit și de emoționat. Și cumva, așa, pentru mine discuția asta este importantă, pentru că eu, ca regățean, ca să spun așa, pentru mine Timișoara e un loc foarte special și a fost întotdeauna un model. Și așa, Timișoara e unul din locurile când mai vorbesc cu oameni din alte părți sau chiar din București despre România și despre lucruri bune care se întâmplă și despre locuri bune, întotdeauna Timișoara a fost foarte sus pe această listă ca model. Și sigur că trebuie spus că în ultima vreme tot auzi așa cât se mai aude pe la noi, noroc cu Facebook-ul și cu întâlnirile profesionale, că se întâmplă tot felul de lucruri care încep să fie mult mai virulent discutate, mult mai puternic contestate chiar, și că la Timișoara se întâmplă tot felul de lucruri pentru care îți pui și întrebări și pe care ai uneori, ca să zic așa, iarăși din afară, ai uneori probleme în a le înțelege. Și cred că o astfel de dezbatere este foarte bună. Eu nu am fost destul de atent și pot să spun că am fost și destul de emoționat la prezentările care au fost, mai ales din partea dumneavoastră. Și cred că dacă avem cumva aici în panel, voi sunteți, sigur, vorbiți în numele comunității celor cu dizabilități, dar cred că tocmai datorită acestor probleme, pentru mine deveniți un fel de reprezentanți ai cetățenilor, tocmai din cauza problemelor extreme, deveniți și un fel de cetățeni extremi. Și cumva, cred că e jobul vostru la această discuție să reprezentați foarte puternic pe toți acești cetățeni. Așa ca, să spun așa, ca administrarea discuției, mi-am propus să vorbesc eu foarte puțin, după care să dau foarte scurt cuvântul celor din panel, rugându-i, de fapt, să încerce să reacționeze la ceea ce s-a spus, eventual să compenseze lipsa celor care nu au venit, așa, într-o luare de cuvânt foarte scurtă, de 2-3 minute, după care aș începe foarte rapid să dau cuvântul celor din sală. Există așa un fel de tradiție a meselor rotunde în România, în care, de fapt, totdeauna sunt cu public, dar întotdeauna vorbesc cei de pe scenă și publicul ajunge eventual să pună o întrebare la final. Ceea ce pe mine m-a enervat întotdeauna. Pentru că dacă faci masă rotundă, ideea e să treaba asta să meargă în ambele sensuri. E foarte dificil când ești așa pe un podium și lumea este ca la spectacol în sală, dar o să vă rog să trecem de treaba asta și să încercăm să acționăm. Ce mi se pare mie poate important de sintetizat din ceea ce s-a spus, este că există două feluri de a privi problemele unui oraș și de a avea acțiune asupra acelui oraș. Și una este cea, se spune așa, punctuală, categorială și sectorială, în care ai o problemă. Nu știu, ai o problemă cu mașinile, încerci să rezolvi problema cu mașinile, faci un pasaj și așa mai departe. Ai o problemă cu parcajele, faci parcaje. Ai o problemă cu mai știu eu ce, o rezolvi. Ori cred că ceea ce face un oraș să fie cu adevărat un loc bun este un mod de a privi lucrurile în care nu te rezumi la rezolvarea strictă a unei probleme, ci în care totdeauna fiecare aspect este văzut din toate aspectele, din toate părțile. Și atunci când discuți despre trafic și despre circulație, te gândești și din punct de vedere al mașinilor, și din punct de vedere al accesibilității, și din punct de vedere a ceea ce înseamnă ca un oraș să fie cu adevărat un loc bun de trăit, ceea ce înseamnă că devine și un loc eficient. Există așa cum alt termen la modă față de cel de mobilitate de care vorbea Eugen, cel de livable city, nici nu știu cum să-l traduc bine în română, și în ultima vreme am văzut că se vorbește din ce în ce mai mult și de lovable city,
Și nu doar de livable city, adică de un oraș pe care să-l iubești, cu care să te identifici și în care e bine să fii. Și cred că poate asta ar putea să fie un cadru pentru discuția noastră din această seară. Ok. Acestea fiind zise, eu o să tac acum și o să vă rog pe voi cei de pe scenă să reacționați, cum spuneam, foarte, foarte scurt. Mai puțin la ceea ce ați spus voi înșivă, ci la ceea ce nu s-a spus și ar trebui spus. Și cum nu avem alt reprezentant al autorității în această seară, o să rog pe Ciprian, care este și arhitect și din administrație, să spună el foarte scurt câteva cuvinte despre lucrurile care ne frământă, apropo de circulație, apropo de un plan urbanistic care există, apropo de contrazicerile care se întâmplă la acest plan, sensul lor și la ceea ce trebuie să știm despre el. Ciprian. Mulțumesc! Bună seara! Să zic că îmi revine în situația ingrată deja de, cred că, 5 ani, 6 ani de când sunt în administrație. Cred că suntem câțiva cai de bătaie care ne prezentăm tot timpul la aceste discuții. Cum l-ați avut aseară pe domnul Diaconu, astăzi mă aveți pe mine. Cam ăștia suntem cei care ne prezentăm în fața dumneavoastră cel mai des. Și încercăm să explicăm și să reprezentăm administrația publică. Nu o să-mi cer scuze față de dumneavoastră, în numele colegilor mei, să-și ceară dânsii scuze când vor avea ocazia. Acum, aș vrea să, dacă vorbim de infrastructură și vorbim de mobilitate, primăria, sau Timișoara, de fapt, că nu primăria, ci Timișoara, pregătește un plan de mobilitate, planul de mobilitate care, din păcate, administrația vede mai mult ca o povară decât ca un lucru necesar. Și am să vă explic de ce. Prin faptul că următoarea finanțare europeană depinde foarte mult de existența sau nu a acestui plan de mobilitate, practic suntem nevoiți să avem acest plan, pentru că altfel nu vom mai putea primi bani pentru infrastructură. Tocmai de aceea, probabil că Guvernul și Ministerul Dezvoltării s-a gândit să realizeze pentru poli de creștere, să realizeze pentru fiecare plan de mobilitate și sunt cei care se ocupă la ora actuală de planul de mobilitate pentru mai multe, pentru cele 8 orașe din țară. Banca Europeană de Dezvoltare este cea care plătește aceste planuri de mobilitate. Pentru Timișoara, licitația a fost câștigată de o firmă din Anglia, OVA Group, este cea care se ocupă, este liderul de grup într-o asociere și care se ocupă de acest plan de mobilitate. Din păcate, iar a fost furat startul, să zic așa, ca și din celelalte finanțări. Acest plan de mobilitate trebuie realizat inițial a trebuit realizat în 9 luni. 9 luni au trecut deja. OVR-ul face atât la Timișoara cât și la Cluj. Cele două orașe destul de mari în același timp, două planuri de mobilitate, cred că vă dați seama că e imposibil de realizat ceva serios din punctul ăsta de vedere. Și chiar dacă este o firmă din Anglia, soluțiile momentan vin destul de greu. Eu, sincer, mă așteptam la mai mult din partea planului de mobilitate. O să vedem în momentul în care va fi gata, în ce măsură acesta va fi concludent și va veni cu lucruri noi pentru Timișoara. Acum, legat de cele două prezentare, celor de la ceva de spus, pot să zic că am retrăit rușinea care am trăit-o cu ceva timp în urmă în cadrul Comisiei de Circulație, în cadrul Primăriei din Timișoara, unde am avut o prezentare a problemelor orașului din punctul ăsta de vedere. Cred că aici ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Eu am trăit pe proprie piele problemele de accesibilitate în momentul în care am devenit tată și în momentul în care am început să împing un
cărucior cu un copil. În momentul acela mi-am dat seama de toate lucrurile care sunt negândite, prost gândite, nefăcute sau lăsate la voia întâmplării în spațiu public. De aceea, de multe ori în comisia de circulație, din cadrul primăriei, am încercat să atrag atenția de multe ori pe partea asta, pentru că foarte mult se pune accent pe carosabil și de cele mai multe ori se uită că de fapt mai există sau totdeauna există normative numai pe partea carosabilă, atâta trebuie să fie banda minim, trebuie să fie neapărat două, trebuie să fie mai multe lucruri, întotdeauna alea, normativul rutier ăla e cel mai bine urmărit, dar se uită ceilalți pasageri sau ceilalți oameni care folosesc spațiul public, trotuarul, pista de biciclete, cei care traversează strada, cum o traversează și cum poate fi făcut lucrul acesta. Și de foarte multe ori, proiectele de drumuri, din păcate, și nu cred că lucrul acesta se întâmplă doar în Timișoara și că noi suntem doar aici avem această problemă, proiectele din spațiu public, de foarte multe ori, în proiectele din spațiu public, lipsește arhitectul și lipsesc detaliile. De foarte multe ori, bordura e o simplă linie într-un plan care e predat primărie pentru execuție. Lipsesc detaliile, cum se îmbină două borduri, cum se face o traversare corectă, care e dimensiunea minimă a unei insule într-o traversare de pietoni, cum ar trebui să stea un semafor. Deci sunt foarte multe detalii care sunt lăsate la voia întâmplării și la voia constructorului. Și aici cred că în timp ar trebui schimbat lucrul acesta, ar trebui arhitecții să înțeleagă că împreună cu drumarii să intre în aceste proiecte și să vină și în aceste proiecte care poate foarte mulți arhitecți nu le consideră interesante. Poate sunt considerate că, nu știu, o clădire e mult mai interesantă, dar eu cred că pe viitor spațiul public este cel care va fi și cel în care se va proiecta cel mai mult. Și are nevoie de arhitecți, din punctul ăsta de vedere, și cred că ar trebui să existe chiar specializări în ideea aceasta. La fel cum ar trebui probabil să fie, că sigur o să vină întrebări sau răspunsuri de genul acesta, valorile de proiectare, cum sunt caietele de sarcini concepute și în ce măsură arhitecții sunt atrași în aceste proiecte. Mulțumesc! Mersi, Ciprian. Eugen, pentru că tu ai fost primul și după ai văzut foarte scurt, te rog, dacă vrei să punctezi niște lucruri. Aș vrea să încep continuând ce a spus domnul Cădariu. Din experiența mea, proiectele cele mai onorabile pe care le-am făcut au fost cele de spațiu public și de străzi. Și e o putere a designului de spațiu public care a trebuit să lucreze pentru noi. Deocamdată e inexistentă. Aceasta e un lucru care se poate schimba nu sună prea frumos, dar din pix, da? Cu o prevedere. Deci, lucrurile astea sunt, e o întreagă colecție de elemente care se pot schimba peste noapte. Nu e nevoie nici de foarte mulți bani, nici de mari schimbări, sunt câteva prevederi. Dar asta e una din ele, de a avea un proiect de spațiu public ceva mai mult decât o listă de cantități. Apoi, aș vrea să mai spun că și să adaug la prima temă, că acum cum te uiți tu la Timișoara, așa ne uităm și noi la școala de la Timișoara, da? Deși nu sunt un cadru didactic full, de fapt nu sunt, dar în legătură cu școala, la Cluj s-a întâmplat ceva neașteptat într-un fel, da? De anul viitor, din semestrul 2, va fi făcut un seminar continuu de proiectare de spațiu public. Nu știu cum o să iasă, dar o să vă spun.
e în orice caz, un lucru puțin mai bun decât până acum. Iar apoi aș vrea și eu foarte mult să deschidem discuția, pentru că am avut impresia că în discursul meu n-am transmis destul de bine ideile pe care le aveam, însă ele o să se clarifice prin dialog, așa că sunt pregătit să primesc întrebări și să comentez puțin mai punctual ceea ce o să vină. Bun. Dacă aveți ceva de spus acum sau... Poate și în calitate de automobilist și de cetățean care suferă de pe urma automobilelor în același timp. Pentru o persoană cu dizabilități, obiectul care se mișcă, sunt persoane care se scaune cu mine, cu rotile, persoane care se deplasează cu bastoane, de către. Pentru mine, autoturismul, automobilul este indispensabil. Nu pot să merg între două stații de tramvai pe jos, nu pot să urc singur într-o stație de tramvai. Într-un tramvai din o stație, mă rog, mă scutam și eu, nu vorbesc în fiecare zi, așa am plăcut. Nu țin să dau sfaturi, nu țin să inventez vata sau apa caldă. Noi numai atâta putem să vă spunem ce avem nevoie, iar dumneavoastră, în calitate de specialiști, să găsiți soluții. Pentru că orice construcție pleacă de la arhitect. Adică, primul pas, arhitectul face un proiect. Și sunt bucuros să spun acum că se mișcă totuși ceva în Timișoara. Asociația noastră a persoanelor cu handicap a primit o cerere din partea primăriei să delege o persoană la fiecare recepție făcută pe banii primăriei. Eu sunt prezent la recepție și semnez recepția acelei lucrări, șantier respectiv. Credeți-mă că nu sunt de specialitate și să mă văd nevoit în fața, adică mă văd pus în fața unui lucru care văd că rampa nu-i bună, că bordura nu, dar nu pot să aduc argumente unui specialist. Când îi spun inginerului sau dirigintele de șantier, sau domnule, uite aici trebuie așa, așa. Dar știți, prin unde? N-a fost prevăzut în proiect. Deci proiectantul nu i-a făcut această... Noi facem constructorul și poate le dreptate. Deci proiectantul este cheia, după părerea mea, de nespecialist, dar poate cel mai important lucru este proiectul. Deci, ce aș putea să vă cer? Ce rog de specialitate? Să pună, să citească în primul rând legea 448, referitoare la drepturile persoanei cu handicap, unde sunt prevăzute absolut tot. Dimensiunile parcării rezervate pentru persoane cu handicap, înălțimea treptelor, lățimea, deci absolut tot e trecut acolo. E o prevedere europeană care trebuie respectată de, în primul rând, plecată de la proiect. Deci eu, pentru că vreau să ajut acele persoane și să activez în această asociație, merg la fiecare recepție. Dar nu mă pot lupta cu morele, pentru că nu sunt de specialitate. Și nici alte persoane în cadrul asociației nu avem să fie specialiști. O să merg și o să cer sprijinul cuiva care e de specialitate și am să mă documentez și o să semnez în funcție de valoarea, în funcție de respectarea acestor reguli a persoanei cu dizabilități. Până acum am semnat pentru că am fost și așa, s-au schimbat porturile sau unde a fost nevoie. Am văzut niște situații de dreptul hilare în care covorul tactil îl ducea pe săracul nevăzător exact în mijlocul intersecției. Deci covorul tactil nu era paralel cu zebra. Covorul tactil făcea o diagonală între zebra din stânga, deci, și zebra din dreapta, fiind colț, și covorul tactil era pus așa. Și am spus domnului care, constructorului, domnule, imaginează-ți că nu vezi, închide puțin ochii. Acest covor îi spune persoane care nu vede că drept în fața lui există o zebră.
pe care el poate să treacă fără să-l calce mașina. Ia închide ochii și vede înainte unde ajunge. Păi zice, da, într-adevăr, ajung în mijlocul intersecției. Deci sunt lucruri penibile, dar eu, nefiind de specialitate, totuși l-am văzut, dar ei nu, eu știu. În proiect a fost prevăzută, da, eu cam atâta. Deci eu cer sprijinul acestei presle să facă, să găsească soluții, să facă ceva și să-i găsesc pe internet tot felul de puteți să găsiți absolut toate datele și tot ce trebuie. Nu trebuie să vin eu să inventez roata. Vă mulțumesc. Eu ce aș avea de adăugat e, cumva sunt într-o altă perspectivă, cumva la mijloc, mă văd ca și un, ca și un mediator puțin, profesia mea de bază e asistența socială. E alegerea noastră unde vedem ce se întâmplă bine, ce nu se întâmplă bine. E alegerea noastră să închidem ochii și să găsim scuze. De asemenea, este foarte, foarte omenesc să ne simțim striviți de sisteme birocratice. Am lucrat și în administrație publică și am tot înțelegerea și tot respectul pentru cei care rămân acolo și care se confruntă zi de zi cu rușine, cu neputință, cu sentimente din acestea care sunt foarte dificile. Există totuși luminițe. Una dintre ele este ascultarea. Pur și simplu să ne ascultăm între profesioniști, între administrație, între utilizatori și în momentul în care reușim să ne auzim, de aici fiecare dintre noi va pleca îmbogățit cu alte perspective care vor rămâne în noi și care ne vor îmbunătăți acțiunile. În afară de ascultare, însă, e nevoie și de curaj. În momentul în care sunt tot felul de situații în care ceva din noi spune că nu e cum ar trebui, e nevoie și de curaj de a ne asuma cumva ce putem face altfel. Am să împărtășesc o foarte, foarte scurtă experiență personală care nu are legătură cu Timișoara, dar care vine cumva ca și perspectiva profesionistului. Sunt implicată în atragerea de fonduri europene. M-am specializat pe proiecte de patrimoniu. Am atras undeva spre 15 milioane de euro pentru proiecte în Transilvania. Și proiectele de care eram eu atât de mândră au apărut în presa britanică drept un mare dezastru pe banii contribuabili european. Era ceva de genul medieval buildings in Transylvania revamped with EU money. Și am stat așa și m-am gândit, da, eu am scris acele proiecte, da, și am știut că se aruncă tiglă istorică de pe acoperiș la Meschendorf. Și am dat din nume, pentru că eu am, treaba mea a fost acolo, în fața de atragere de fonduri. Eu nu am fost nici dirigintă de șantier, nu am fost nici în comisia de recepție, nu sunt nici proprietarul clădirii. Și mă gândeam, totuși, ce să fac? Deci chiar atunci a fost momentul acela așa de eliminare în care am zis, e momentul să fac ceva. Și m-am dus special la Sibiu să discut cu arhitecții care au fost implicați, cu proprietarii. A fost așa o dare colectivă din numeri, da? Bineînțeles, sigla aceea s-a spart, da? Se mai poate înlocui, se mai poate căuta sigla manuală. Bine că există totuși fundații care încă mai au cuptoare și, uite, mai angajează și meșteșugar romii. Adică sunt soluții, sunt idei.
Și întrebarea era unde era problema, unde era greșeala, da? Greșeala e stilul absolut nebunesc în care se derulează fondurile europene și în care se creează sistemele birocratice în această, în societatea noastră, nu pot să zic că e vorba numai de România. E acea grabă în care știi că ai determinat la timp și în care graba și deadline-ul, da, devin mai importante decât orice și te fac să treci așa, totuși nu e în regulă ce fac, da? Pot să vă mai dau un exemplu. În afară de sticlă istorică, sunt foarte mândră că am atras 1,7 milioane de euro pentru o altă cetate frumoasă în care nu am încăput un utilaj. Și s-a spart zidul istoric ca să intre utilajul acolo. Da? Și acum, iarăși, da, i-am scris proiectul anul trecut și de unde era să știu eu că consolidarea prevede nu știu ce sonde pe acolo. Dar totuși, există putința fiecăruia de a reflecta și de a-și asuma ce a fost și de a merge în continuare altfel. Eu, spre exemplu, am făcut o listă foarte clară pentru clienții mei. Da, în continuare sunt capabilă și dornică să atrag fondurile europene pentru monumente istorice, dar o voi face în alte condiții. În primul și în primul rând, fără această grabă. Există proiectul la timp, există studiile de fezabilitate care să fie prevăzutor. Mergem înainte, dacă nu, doar pentru bani nu putem să facem lucrurile. Și, practic, mesajul meu este acesta, de a merge adânc, de a merge unde doare, dar a ne ridica oameni cu o înțelegere diferită. Mulțumesc! Mersi mult! Deja că am reținut bine, era curaj, era empatie, nu? Ascultare, responsabilitate și ceea ce cred că e foarte important, mai ales în urbanism, sau și în urbanism, poate să nu ne grăbim atât de tare să facem lucruri. Ok, aș trece acum direct la întrebări din public. Vă rog să ridicați mâna, cine vrea să înceapă tirul. Și rugămintea mea este doar de a fi foarte, foarte scurți. Există tentația de a transforma întrebarea într-un discurs propriu. Și aș vrea să încercăm să ne limităm la maximum un minut pentru fiecare întrebare, astfel încât să se poată și răspunde la ea. Ok. Oana. Să-mi permit să încep eu. Bun, apropo de viteza asta, direcția tehnică din primărie are faima asta că e cea mai prolifică direcție, cu cele mai multe proiecte, multe dintre ele realizate în grabă despre care povestea Teodora. Din păcate n-am putut să le vedem astăzi, dar avem proiectat unul dintre proiectele care se află acum în discuție. Iar întrebarea mea pentru cei prezenți la masă rotundă ar fi, în primul rând, care este opinia lor de specialiști vis-a-vis de inelul 1, că despre asta este vorba în imagine. Și, în al doilea rând, tot apropo de ceea ce spunea Teodora, cum putem noi, cei care suntem aici și suntem de acord că orașul ne privește, să reacționăm într-un mod constructiv la probleme de tipul acesta. Am sperat că o să vrei primul, dar nu. Bun, cred că înainte de toate, cred că să vă pun să ridicați o mână în sus, cine a mai văzut planul ăsta vreodată? Suntem foarte puțini și poate de aia o să mă ridic și o să mă întorc ca să încerc să explic cât de cât de la ce conceptul sau ideea de bază când s-a început acest proiect, ce s-a urmărit, poate și degenerările lui de altă parte. Avem, cred că este aici așa un... Da. Bun, deci ideea de bază inelului 1 de circulație a fost aceea de a regândi toată circulația din acest inel. În primul rând,
spun că s-a plecat de la transportul public în comun. Deci asta a fost prima gândire, ideea a pornit în discuțiile de la Planul Urbanistic General. Ideea, de fapt, era că transportul public în comun de pe toate radialele ajunge până în zona inelului 1 de circulație, dar niciodată nu continuă. Deci o legătura nord, sud, est, vest este foarte, foarte prost gestionată. Transbordările sau trecerile, de fapt, dintr-un mijloc de transport în altul, durau foarte mult, nu sunt, făcându-l poate chiar de multe ori neprietenos, au automat varianta folosirii autoturismului sau mașinii proprie fiind probabil mult mai facilă. Deci dacă ne gândim că, eu știu, trolebuzul 19, cred că, cel care vine din Girocului, ajunge până undeva de aici, iar dacă vrei să te duci undeva spre nordul orașului, va trebui să traversezi de fapt toată cetatea, practic îți face neatractivă orice legătură prin mijloc de transport în comun. De aceea, specialiștii de trafic, care are Planul Urbanistic General și cu care au fost foarte multe discuții și aprinse și mai puțin aprinse, poate să povestească Eugen, au venit cu acest concept. Au venit cu acest concept de a închide inelul 1 de circulație. El închide, de fapt, chiar prin fața operei, a fost una din primele discuții care le-am avut în cadrul PUC-ului, de a închide inelul de circulație, de fapt, pe ce a fost el odată, și de a face, de fapt, posibilitatea ca mijloacele de transport care vin de pe radiale să poată să facă un cerc complet și să iasă înapoi, astfel încât făcând posibilă transbordarea pe fiecare mijloc de transport. Deci, practic, ce vine dinspre calea Lugujului, ce vine dinspre Michelangelo, ce vine de pe din jos, deci de pe Mihai Viteazu, practic, automat, toate ajungă la un moment dat să fie tangente, astfel încât să poată să existe această transbordare dintr-o parte în alta. Deci asta a fost ideea de la care s-a plecat. S-a realizat în primă fază un studiu de prefezabilitate, s-a mers pe două variante. O variantă era, de fapt, să mă înțelegeți că nu am venit pregătit să prezint. Poate nu trebuie detalii foarte multe. Eventual. Practic, ideea de bază a fost că inelul 1 de circulație să fie pentru mijloc de transport în comun, pentru pietoni și accidental pentru mașini. Asta a fost ideea de bază în Planul Urbanistic General. Inelul 2 fiind cel pentru trafic general. Acum, prospectul actual gândit în acest studiu este, de fapt, de o bandă dedicată, cea roșie care o vedeți, pentru transport public în comun, două benzi de circulație pentru transportul auto și pe zona interioară a inelului, transportul, practic, biciclete, pietoni, astfel încât să nu fii nevoit să traversezi strada decât în momentul în care ieși înspre zone radiale. Și, pe de altă parte, n-a fost gândit la momentul respectiv pentru a fi o alternativă, de fapt, a circulației prin zona pietonală care a ajuns să se întâmple astăzi și la care nu pot să vă dau eu un răspuns logic. Pe de altă parte, s-a pus în discuție în toată această reconfigurare a circulației a folosirii unui pasaj pietonal cândva, de pe vremea când, de fapt, circulația auto era prin fața operei. S-a pus în discuție refuncționalizarea acestui pasaj cu o trecere, de fapt, pentru mașini mici, în dimensiunea de gabarit, nu încă pe altceva,
și de a trece dintr-o parte în alta și de a fi practic un bypass al acestei variante mai lungi a inelului 1, gândit până la urmă în plan urbanistic general. Deci refolosirea acestui pasaj. Vă las să comentați pe dumneavoastră, nu o să spune dacă e bine sau rău. Ce pot să spun e că am reușit să împingem cel puțin rampele de acces în acest pasaj undeva pe Bulevardul Republicii. Nu se mai accesează acest pasaj din piață direct, cum erau în primele studii de prefezabilitate, iar ieșirea din acest pasaj este undeva în această zonă. O altă gândire a acestui studiu este de a realiza un pasaj, un parcaj subteran sub tot acest bulevard, de aproximativ 700 de locuri, care e o discuție și aici și probabil o să o putem discuta, dacă e pe de-o parte nevoie de locuri de parcare, având în vedere că toată zona centrală, care în Timișoara mai are proprietari și care încă e populată de oameni și care au mașini și la ora actuală nu au unde să le lase. Părerea mea e că această soluție este oricum cea mai proastă de este cea de a pune un parcaj subteran sub linia de circulație. Se puteau găsi și alte soluții. Nu cea mai costisitoare dintre toate. Bun. În linii mari, asta ar fi, dacă există întrebări, pot răspunde și pot încerca să fiu avocatul celor din direcția tehnică. O scurtă întrebare. În varianta lungă a acestui inel, dispare liceul de arte. Aparent, e destul de lat acolo și la desenul parc arată o... Vă referiți la această zonă? Exact. După cum îl vedeți pe plan, liceul de arte există și în desen. Deci, n-a dispărut. În realitate, propunerea, cu toate că noi am făcut câteva variante și le-am trimis proiectanților în care încăpeau, chiar dacă mai înghesuit și chiar dacă aveam o alternativă pentru pista de bicicletă și pe o altă soluție, aici se propune o lărgire a străzii actuale cu destul de puțin metri, nu foarte, foarte mulți, dar care, într-adevăr, afectează și clădirea, un corp de clădire. Am cerut pe 544 cele două urbani certificate de desfințare și nu am primit răspuns. Ca nefiind publice, fiind public, doar numărul acelui certificat. Ați putea comenta? Bun. Certificatul de urbanism este un act de informare. Nu a dus la absolut nimic acele certificate de urbanism. Concret nu s-a întâmplat absolut nimic. S-au solicitat mai multe acte prin acel certificat de urbanism. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla vreodată, nu știu să vă spun. Conținutul certificatului de urbanism îl găsiți pe pagina de internet. În rest. Și cerința. Și cerința. Gen, înțeles că vrei să comentezi, dar vreau foarte, foarte scurt și dacă se poate, cumva, din punct de vedere al articulării scărilor. Adică, nu doar pasajul în sine, ci și ce înseamnă pasajul ca idee urbană și ca pietare urbană. Oricum, am înțeles că răspunsul nu e opțional. Întrebarea era pentru toată lumea și nu vreau să nu răspund la ea. În primul rând, și la Timișoara, ca și multe alte orașe de la noi, problemele centrului nu se rezolvă în centru. Și nu sunt generate de situațiile centrale. Și vreau să rezum pe scurt dilemele noastre, pentru că asta a fost una din probleme. Eu n-am mai văzut planul ăsta, dar știam că se intenționează. Planul acesta e rău. Și nici nu îți dai seama chiar bine care sunt detaliile lui, dar am auzit deja de ele. Nici la Timișoara problemele, cred că această
atingere a felului cum funcționează zona imediat apropiată centrului nu era o prioritate decât pentru transportul comun. Deci asta a fost prima prioritate și cred că în general, nu vreau să țin să generalizez din nou lucrurile, dar întotdeauna se fac sacrificii, da? Și trebuie să știi pentru cine și ce și trebuie să stabilești pe cine favorizezi de la început înainte să te apuci de măsuri. Și noi am ales să favorizăm transportul public în zona aceasta centrală și nimic altceva, da? Conștienți că lucrul ăsta duce atingeri și în detrimentul altora. Nu se pot face lucrurile astea în consens. Asta e un lucru care mie mi-e foarte limpede. Nu cred că își incube cineva că se face altfel. Da? În consens. Sunt foarte puține lucruri care întrunesc consensul. Asta nu e un lucru. Da. Însă trecerea prin zona... Să mă folosesc și eu de laser. Trecerea prin această zonă a esplanadei din fața operei până la catedrală pare să fie idee bună pentru unele situații. Am acceptat și de-aia am zis și ieri de Fântâna Pitești, care e aici, în locul ăsta, dar ne gândisem să revenim, dar niciuna din variantele era bună. Adică una era, tot erau proaste. Nici asta nu e bună. Nici varianta existentă nu e bună, pentru că e prea largă, nu e fluentă. Deci trebuie să fie un fel de situație în care să vezi cum reglezi lucrurile ca să faci cel puțin o îmbunătățire. Eu cred că proiectul, așa cum l-am auzit descris, o să schimbe cu siguranță lucrurile. Nu-mi dau seama dacă e vorba de o îmbunătățire, pentru că dacă nu e foarte rapid ajutat de măsuri care sunt la o altă scară a orașului, care nu e asta pe care o vedem aici, s-ar putea să înrăutățească lucrurile. Deci dar aici e un joc al ipotezelor care nu se poate face numai văzând acest plan. E nevoie de mai mult studiu și de mai multe discuții și de cercetarea mai multor ipoteze. Cred că la început, când am auzit de primele idei unui tunel aici, care nu era nici măcar destul de înalt ca să permită transportul în comun, dar nici transportul comun nu avea loc pe deasupra, cred că s-a mai îmbunătățit până la urmă varianta. Acum nu mai e chiar așa. În rest, problemele de detaliu nu pot să le judec acum, pentru că nu văd bine, însă tema, cred că centrală e aici, în fața operei și una din dilemele, bine, pentru nu a fost pentru mult o dilemă, pentru noi era, dar pentru mulți era o fel de convingere. E acceptabilă redeschiderea după puțin timp, din punct de vedere istoric, dar după mult timp ca percepție și utilizare și a unui spațiu care are alte încărcături față de cele tehnice, cel din fața operei, și mai multe încărcături decât un spațiu care e doar un spațiu pietonal, unora li se pare un sacrificiu suportabil, altora nu. Acum avem un hibrid. Pentru că trecerea totuși se va face, chiar dacă e în subteran, rampele o să fie o prezență de neignorat, într-un fel. Din cauza aceasta e o schimbare cu care orașul va trebui să se adapteze. Însă dacă nu e foarte rapid dublată de alte măsuri, cred că nu o să fie un mare câștig. Am primit de aici o cerere, nu? Da. Întrebarea mea este una așa mai generală, nu vorbește strict pe acest plan care este în fața ochilor noștri. Întrebarea mea este, nu știu cine poate să mi răspundă, sper că o să-mi răspundă cineva, cum vă gândiți să implicați persoanele cu dizabilități atunci când se fac proiectări, când se scriu acele sarcini, dacă vă gândiți să implicați organizații din domeniul dizabilității, pentru că ele există, și dacă
ați dori să implicați și societatea civilă, organizațiile neguvernamentale din domeniul la aceste discuții sau atunci când se face un plan care vizează orașul, implicit și persoanele cu dizabilități. Mersi și eu. Cine vrea să răspundă? Pentru că cred că mai atingem aici subiectul democrației urbane, care cred că e una dintre cele mai mari suferințe ale noastre în România, dincolo de toate problemele tehnice. Cine mai aici? După aia să aș mai lua o întrebare. Dacă se poate să nu fie arhitecți în spiritul anualei, cred că aș fi chiar tentat să le acord prioritate. Da. Bun, deci, cred că cel mai important, de fapt, sau normalitatea ar fi că aceste lucruri să nici nu trebuiască să fie implicate persoanele cu dizabilități și să fie încă din faza de proiectare rezolvate toate aceste probleme și să nu mai ajungem să discutăm după aia. Pe de altă parte, cred că urbanismul participativ, cum se cheamă acum, ar trebui să existe în orice administrație publică și mai mult pentru proiectele care le are administrația publică. Să existe dezbateri, să existe perioade în care să fie prezentate publicului, să fie privite, în primul rând pentru a fi acceptate, e și ăsta unul dintre motive, pentru că altfel lucrez și ca administrație. Am spus de multe ori, în momentul în care nimeni nu știe nimic ce se întâmplă, văd doar că se lucrează. Nu știu nici cum, nici de ce, nici pentru ce. De fapt, apare o frustrare în societatea civilă, că nu are informația, lipsește informația. Și de aici se nasc foarte multe discuții paralele sau în contradictoriu. Cred că cel mai important lucru ar fi ca administrațiile publice să fie mult mai transparente din punct de vedere al deciziilor și aceste planuri să fie vizibile, să poată fi consultate. Am fost în Franța, în Amiens, era pe un șantier al primăriei, era efectiv container de șantier, cum sunt în foarte multe locații, în care era prezentat pe pereții acestui container, era făcut efectiv o expoziție în care se prezenta proiectul. Erau școli care veneau să vadă ce se întâmplă, erau cetățeni care veneau să vadă ce se întâmplă. Și, practic, așa comunitatea, pe de o parte, asuma acea problemă că orice șantier înseamnă un deranj în oraș, și pe de o parte, prin faptul că știa ce urmează să se întâmple, prin faptul că vedea ce urmează, era o altă acceptare a proiectelor. Cred că asta e un exemplu de urmat, având în vedere că va urma un alt șir de investiții publice, probabil prin finanțări europene, dar, cum zicea Oana, sunt foarte multe proiecte care ard etape, ajung să fie discutate abia după ce încep să fie puse în operă. Ok. Cine? Dă-și tu. Da, am o întrebare tot pentru Ciprian. Ca și organizație, noi o AREU, adică îmi asum treaba asta pentru că sunt direct răspunzătoare de ea, avem o problemă de comunicare și în cadrul care, într-o bună măsură, mi se datorează probabil, și în cadrul organizației, poate de aceea nu este sala atât de plină pe cât ne așteptam, dar mai ales în raport cu instituțiile. Întrebarea mea este, având în vedere și răspunsul de ieri și de astăzi, ieri, ok, mai prezent, și tu astăzi, crezi că ar fi posibil un dialog real, să zicem, într-un interval real de timp? Crezi că există un interes al publicului larg? Nu știu, din perspectiva ta.
sau un interes al primăriei de a prezenta în timp real, să zicem, alta la 3 luni, proiectele, presupunând că eu mi-aș face treaba. Bun. Spun, vorbesc în numele unei direcții de comunicare care există în primărie și care care de foarte puține ori probabil comunică lucrurile acestea către cetățeni și mai degrabă comunică, eu știu ce, altceva mai puțin important. Cred că ar trebui să existe un mecanism, cel puțin, de informare. Poate că a existat unul care a funcționat mult mai bine, poate că acum sunt anumite lacune în partea asta de informare. Dialogul, în schimb, cred că e o problemă în țara asta. Deci cred că sunt mai mult monologuri decât dialoguri. Chiar dacă două persoane stau față în față, fiecare își spune părerea. Aici cred că avem de lucrat ca nație, probabil, când vorbim de un dialog. Și cred că cred că ar trebui să ne întoarcem fiecare la persoana noastră și să încercăm să fim mult mai comunicativ, să acceptăm răspunsurile sau întrebările și, nu știu, întotdeauna e loc de mai bine și cred în dialog și cred în un numitor la un moment dat în care și unii și alții să aibă, de fapt, de câștigat din toată treaba. O să răspund și eu o parte, da. Pentru că ne confruntăm cu problema asta și ca elaborator de proiecte. Nu vreau să transport, să continuăm ca moment al confesiunilor discuția, dar cred că destul de lipsit de rezultate și plictisitor într-un fel să pornești de la o poziție negativă în care nu face ceva pe ascuns, ceilalți sunt proști, nu discută nimeni cu nimeni. Eu cred că e destul de plictisitor, până la urmă. Nu poți să continui să trăiești așa, dar cu insistență, însă, se poate ajunge la un moment de comunicare. Nu cred că una din părți trebuie să o aștepte pe cealaltă ca să o prindă într-o poziție defavorabilă, să înceapă să critice. Așa nu s-ar să ajungă niciunde. Și, de asemenea, să nu vă așteptați să ambele părți, cei care trebuie să comunice și cei care trebuie să înțeleagă, să comunice înapoi, o să se găsească concomitent într-un moment rupt din stele, în care comunicarea e naturală între părți. Nici asta nu o să se întâmple. Din cauza asta, continuați să cereți informații, informațiile astea sunt, trebuie cerute, trebuie alte cerute, trebuie cerute în continuare și eu cred că ar putea să presupuneți așa pentru, nu spun noastră, altcineva, așa în general sau noi, ca o schimbare, că nici cei care lucrează în administrație nu, cred că pot să găsească și satisfacție într-un moment bun de comunicare. Continuând întrebarea pe care a formulat-o Luca mai devreme, de fapt, într-o intenție de a detaliza acest aspect, vorbea domnul Ciprian la început că există acum în lucru un proiect de mobilitate impus de Comunitatea Europeană. Și întrebarea mea este dacă la elaborarea acestui proiect s-a pus măcar sub un anumit aspect, accent sau pe problema dizabilității și dacă da, în ce proporție. Adică într-un caiet de sarcini sau atunci când s-a făcut acel concurs, da, pentru firma care va elabora proiectul propriu-zis, i s-a cerut să se atragă atenția acestei probleme și în ce măsură. Mulțumesc. Cu siguranță în caietul de sarcini pentru planul de mobilitate nu s-au pus problemele în felul acesta. Planul de mobilitate nu dă, să zic așa, soluții concrete. Deci planul de mobilitate nu este un plan care rezolvă intersecții sau detaliază străzi. Planul de mobilitate
e mult mai teoretic din punctul ăsta de vedere. Se vorbește întotdeauna de măsuri de accesibilizare a tuturor categoriilor de oameni. Deci astea sunt obligatorii din punct de vedere al Uniunii Europene. Deci accesibilitatea în spațiu public al tuturor categoriilor de oameni dintr-un oraș este un must într-un plan de mobilitate. Dar nu rezolvă situația. Deci de la planul de mobilitate de la teorie până la practică mai sunt foarte mulți pași. Principii sau valori urmează fi urmărite. Întrebarea era dacă undeva se strecura printre valorile urmărite și acest aspect. Cu siguranță. Deci de accesibilitate este unul din punctele cheie în planul de mobilitate. Deci accesibilitatea. Dar nu, cum am spus, nu detaliază clar, concret, crezi din punctul ăsta de vedere. Poate promova politici pentru accesibilizarea publicului. Poate încerca schimbarea gândirii din punctul ăsta de vedere și poate că în urma planului de mobilitate, în care aici poate ar mai trebui discutat, fiecare așteaptă ceva de la acest plan de mobilitate, cum fiecare om așteaptă ceva de la plan urbanistic general. Fiecare crede că gata, am făcut un plan și am rezolvat totul. Nu. Planul e pentru a avea o idee, o strategie, să știm cum plecăm mai departe. Nici PUG-ul, nici planul de mobilitate nu va rezolva din punctul ăsta de vedere problema dacă nu se merge mai departe. Dacă acele politici care sunt scrise în master plan nu sunt duse mai departe, nu sunt transformate în caietele de sarcini ca niște obligativități de a avea un compartiment de arhitectură când vorbim de spațiu public, neapărat de a fi trecute în caietele de sarcini normativele la urma urmei, că nu trebuie să fie trecut altceva într-un caiet de sarcini decât respectarea normativului. Bun. Cred că deja făcut alți pași. Am înțeles, însă ați vorbit că o să fie o discuție în jurul acestui plan de mobilitate pe 2 noiembrie, e adevărat? Va fi o prezentare? Poate că asta ar fi o ocazie de a injecta democrația asta de care tot vorbeam. Poate un party la care să se discute despre mobilitate la modul serios. Vor fi niște dezbateri în cadrul programului Challenge, în care municipiul Timișoara e parte în acest program și care în data de 2 noiembrie la Incubox va exista o prezentare a acestui proiect Challenge, care se cheamă și care este în care municipalitatea din Timișoara, alături de alte orașe din Europa, discută de planuri sustenabile de mobilitate. Vlad? Mai întâi, totuși, îmi permit un comentariu, sunt de super, Ștefan. Eu înțeleg, într-o anumită cheie, absența celui care trebuia să ne explice această schemă. El a promis de mai multe ori organizației noastre că va colabora cu noi la întocmirea sa. A venit, l-a prezentat măcar de un an de zile de promisiunea aceasta. Probabil în felul ăsta pot înțelege de ce n-a venit acum aici. Ca un comentariu. Deci nu cred, Adina, că ai greșit cu ceva pe comunicare în privința aceasta. Și întrebare. Existând acest plan, există cineva care să juxtapună planul acestuia și ce planuri mai sunt? Mă refer la ce s-a vorbit azi de dimineață sau ieri, mai ales. Pentru că, revin la o veche axiomă, nu? O casă e ca un oraș, dar și un oraș uneori trebuie să fie ca o casă. Nu pot să nu fac o comparație cu ce înseamnă să faci o casă. Nu-i faci structura mai întâi, cel puțin așa sperăm noi. Noi facem coordination, arhitect. La fel urbaniștii, nu, ne spune Eugen, fac coordination.
Cine face coordination la scară mai mică aici, pe zona centrală, pietonalele și toate cele? Cine își asumă treaba asta? Având în vedere că a apărut acest plan. Și mai am încă o întrebare. Și urmă, și altă întrebare legată de ea, dacă v-ați pus problema și a legăturii măcar la nivel vizual, la nivel de design al spațiului public, a catedralei cu restul spațiului. Deci la prima întrebare nu pot să vă dau un răspuns. Nu există la ora actuală nimeni care să coordoneze. La ora actuală avem un plan care în detaliu nu l-am văzut. Este un SF aprobat. Ar trebui să apară în următoarele luni, probabil, și un proiect tehnic al acestui proiect. Și abia atunci putem discuta și de o coordonare cu alte proiecte și programe. Legat de relația dintre operă și catedrală, aici e o discuție veche. În momentul în care a fost pusă pe tapetă această discuție în cadrul primăriei, probabil că s-au născut alte idei în care mai facem un pasaj și în fața catedralei. Ceea ce nu știu dacă așa o ținem din pasaj în pasaj și rămânem acolo atunci, în pasaj. N-au ce spui, dar orice spune Vlad, de mai aproape. Eu aș fi întors puțin tonul discuției astea, că aș fi vrut să întreb de la început. Vreți să discutăm în nota aia pesimistă sau altfel? Eu cred că aș fi întors puțin discuția. Da, asta aș fi vrut și eu, într-adevăr. Eu pot să fac ambele, dar aș prefera o pe aia în care sunt sugestii, da? Cred că întotdeauna lucrurile merg mai simplu dacă știi ce să ceri. Și cred că există răspunsuri la întrebările astea. Fiecare are un răspuns preferat, da? Sau cum ar fi legată catedrala de operă? Cine ar trebui să se ocupe de coordonare? Cum ar trebui să fie? Cred că toți avem, că nu ne abținem să nu spunem și cred că punem și interlocutorul într-o situație mai dificilă decât e cazul. De-aia cred că aș vrea să aud și de la cei care pun întrebările cum cred ei că ar trebui să fie. Că așa poți să confrunți variante diferite. Întrebările lansate altfel, cred că poate omit niște lucruri care rămân nespuse. Da? Și din cauza asta am intervenit așa pentru că am auzit că zice ar fi mai simplu altfel. Și aș vrea să ne spui tu cum ar fi mai simplu altfel. Da. Așa. Deci, trebuie dialog, trebuie schimbat și vorbit pe temele astea, că altfel un plan singur și mai ales care are dificultăți de comunicare și acum au foarte multe proiecte și comunicarea într-adevăr nu e partea cea mai bună, unde suntem noi în general foarte competenți, da? Nici de o parte, nici de cealaltă unui hârtii. Lucrurile astea trebuie discutate și după aceea văzut unde ajunge. Din primul schimb de replici nu cred că se rezolvă mai nimic. Bun, dar atunci poate cred că trebuie. Acesta este și un drept pe care trebuie să ți-l ceri și să propui aceste lucruri. Din experiența mea, să spun așa, de istoria urbanismului în Europa bună către care ne uităm, nu a fost urbanismul, a fost foarte democratic nici acolo în anii 50-60. Și sigur că e destul de trist să vezi că azi în România ne racordăm la modernitatea de anii 50-60 mai degrabă, cu mașini, cu demolări, cu lărgiri, cu lucruri de genul ăsta și nu la modernitatea de astăzi. Dar cred că toată această filozofie nu s-a născut pur și simplu pentru că la un moment dat primăriile au fost altfel și urbaniștii au devenit altfel, ci pentru că aceste lucruri au fost cerute. Și sunt orașe ca Berlin, de exemplu, în care regenerarea urbană a pornit de la niște oameni foarte anarhiști și foarte radicali care au ocupat niște case și la un moment dat pur și simplu nu au putut fi demolate din această privință și asta a născut o întreagă subcultură, chiar o întreagă modă și până la urmă o acțiune urbană. Eu n-aș vrea să fiu înțeles că fac reclamă la acțiuni violente, Doamne ferește, sau la radicalism, dar
cred că și din experiența Bucureștiului sau și din experiența românească generală, cred că lucrurile se întâmplă în momentul în care le cerem într-un mod articulat și e oarecum trist că, dacă stau să mă gândesc, am singurul exemplu major din ultimii ani în care o reacție publică a dus la schimbare, la o schimbare politică, a fost Roșia Montană, în care de fapt s-a adunat, scandalul a fost atât de mare și atât de diferite tipuri de categorii de cetățeni au reacționat, încât la un moment dat nu s-a mai putut face acest lucru. Se pare că dacă e să faci un pasaj pe undeva, lumea nici pe departe nu reacționează la fel de tare. Și probabil că aceste drepturi trebuie cerute și așa cum s-a tot ieșit în stradă pentru tot felul de chestiuni politice, poate că trebuie neapărat în stradă, dar trebuie să ne cerem drepturile sau dreptul de a vorbi și de a ne spune părerea într-o anumită privință. Și eu cred că prima oară, a doua oară, a treia oară, dar în curând, asta înseamnă la un moment dat imprimă și o schimbare de atitudine a celor care decid. Și cred că lucrul ăsta se vede până și în România. Gen, nu sunt deloc pesimist. Soluția asta cu sens unic mi se pare cert o bunătățire față de cea mea. Asta e, nu vorbesc în numele oareuri. Pasajul fără tranșea aia oribilă care apărea și apare mereu în presă, în continuare ziariște, o bucurie să prezinte imagini greșite. Soluția care este acum este cert mai bună și mi se pare fezabilă față de ce era. Eu cred că asta este ce vedem aici, e foarte posibil ca în funcție de cum va funcționa, da, acel pasaj să devină mai mult parcaj sau mai mult trecere. Deci se vor regla niște lucruri. Deci eu nu sunt deloc pesimist aici, m-am interpretat greșit. Doar atât spun că ar fi nevoie de o coordonare, apar o serie de lucruri aici, o serie de spații pe care noi le-am identificat încă de anul trecut cu studenții anului 4 și anului 5, care trebuiesc regândite, da? O serie de zone, locuri pe parcursul acestui inel care au nevoie de o regândire a spațiului public. Se câștigă spațiul public prin soluția asta. Uitați-vă cu atenție, cei care cunoașteți bine. Deci, mai ales, nu sunt deloc pesimist. Cred că nu trebuie să mă comunicăm mai des, că nu știu de ce am zis eu, dar eu aș fi vrut să dau un exemplu, dar din nou să nu-l înțelegeți ca un fel de critică laudă, așa, dar Cluj până în 2005, da? Cluj până în 2005 n-a avut niciun singur metru liniar pe spațiu vietnam. Nu mai știu alt oraș, nu neapărat de mărimea asta, și mai mic, care să nu fi primit cel târziu în socialism un spațiu cât de cât pietonal. Cluj n-a avut niciun singur metru și am folosit studiul de trafic cu niște certuri până la tavan. Deci am certat un an de zile, nu azi, deci cu ton foarte ridicat, până am reușit să convingem că odată cu alte măsuri se poate face o bunătățire și pentru pieton. Și, bun, după aia mai durat 6 ani să se întâmple, dar s-a întâmplat. Și eu cred că lucrurile astea sunt idei cine să le coordoneze și cum să fie coordonate. Și se pot coordona, însă trebuie cerute cu insistență. Da? Trebuie cerute cu insistență pentru că ele se pot verifica, se pot estima sacrificiu și pierderile. Se pot și asta. Aș mai vrea să iau, dacă se poate, dacă e cineva, ultimă întrebare, observație. Numai, ok, bun. Nu fac parte din corpul profesional al arhitecților, dar mi-a venit o idee, sugestie. Oare ați putea printa la mărimea asta acest plan și să-l supuneți unei discuții publice? Pentru că am constatat că sunt oameni din zona arhitecturii din zona corpului profesional, care nu știu de el. Asta este un plan al primăriei. Publicul ar fi bine să zică, bă, da, nu, poate. Dascăli din zona asta, oameni din care beneficiază de un asemenea plan, cum considerați, cum găsiți o asemenea idee?
Eu cred că ar fi foarte bună. Eu găsesc excelentă. Mai era... Eu am o curiozitate doar. Acest proiect, dacă se va realiza în întregime, este un proiect punctual sau el va fi susținut și de alte proiecte, dacă ar fi să micșorăm harta asta și să mărim suprafața orașului? Și dacă este să fie un răspuns pozitiv, aș avea alte două întrebări. Ce fel de proiecte ar susține această strategie sau acest proiect punctual? Și la care ar fi distanța de timp la care se vor pune în aplicare și celelalte proiecte? Dacă există. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci dacă rămâne un proiect punctual acesta, n-am rezolvat nimic, cu siguranță. Deci dacă doar închidem inelul 1 de circulație și ne așteptăm cu asta s-a rezolvat circulația, mobilitatea, accesibilitatea și tot un oraș, cred că ar fi cost-beneficiu excelent. Dar nu, din păcate, acest proiect nu poate fi singular. În cadrul PUB-ului avem multe propuneri care poate să ducă la o organizare rutieră și de mijloace de transport în comun la ceea ce ne-am dorit să fie. Deci, dacă inelul 2 nu se construiesc două poduri, dacă inelul 4 nu se construiesc alte două poduri, alte traversări peste calea ferată sau dacă calea ferată se îngroapă sau nu e îngropată. Deci fără aceste lucruri, asta devine un inel de circulație în care mașinile vor sta bară la bară și vor ocupa întreg inelul de circulație. Nu vor face altceva. Deci, în conceptul nostru, inelul este strict pentru deservirea circulației între centru și inelul 2. Nu pentru toată circulația majoră din oraș. Deci dacă cineva se așteaptă că pe inelul 1 se va rezolva toată circulația majoră, asta nu se va întâmpla. Sigur, atunci s-ar putea pune întrebarea iarăși, îmi permit ca din exterior, dacă întotdeauna e bine să încep cu centru, așa cum spunea și Eugen, și dacă e bine să încep cu proiectele cu cel mai mare potențial de a ridica conflicte din toate punctele de vedere. Și cred că asta o vedem cam peste tot în țară, că poate calibrarea asta nu ne iese foarte bine și peste tot. București este un oraș care nu se produce decât prin urgențe. Și atunci totdeauna există urgențe. Urgență să tai un bulevard și să dărâm 100 de case, nu se poate fără el. După care vezi că se face acel lucru și că de fapt nu s-a rezolvat nimic și că putea să fie lăsată treaba asta să nu se facă niciodată. E urgență să faci un pasaj și să afli după aia că viteza prin pasaj este mai mică decât viteza mașinilor din afara pasajului. Eu spun asta din experiența la bucureșteană, care este sigur mult mai extremă și mult mai rea decât aici. Dar cred că dacă ar fi așa să încerc să închei această seară, cred că în primul rând, iarăși repet, cred că e foarte bine că există aceste întâlniri și pentru mine orice întâlnire în care nu suntem doar între arhitecți este o întâlnire câștigată, chiar dacă nu tragem concluzii de pe urmă. Eu am învățat enorm în această zi și nu o zic din politețe. Și cred că mai trebuie să ne cerem drepturile, mai cred că trebuie să acționăm împreună și că probabil că dacă se duc arhitecții cot la cot cu organizații comunitare de orice tip și se susțin împreună în loc să rămână în ghetoul lor de profesioniști care știu mai bine ce e de făcut decât tot restul lumii, vor avea și șanse mai bune, așa cu sprijinul ăsta, să obțină lucrurile bune pe care le vor și cred că trebuie să... Cred că trebuie să colaborăm. Și cred că trebuie să încercăm să aflăm mai din timp și să nu fim puși în situația totdeauna doar de a reacționa la lucruri care se întâmplă deja și să încercăm să devenim participanți activi cumva la tot acest proces. Eu mulțumesc foarte mult tuturor celor care au venit aici. Mersi și eu pentru invitație și o să-i dau acum Oanei microfon. Și vă mulțumesc pentru răbdare și mulțumesc și celor care au vorbit.